Este o vanilie care te hipnotizează. Numai Sabina putea să-și cumpere. Bună și am găsit la nouă clipul meu pe canal. Astăzi revin cu un haul, să zicem. Am fost în Brașov, la Afi Brașov sau, în fine, o chestie de genul ăsta. Și am făcut câteva cumpărături. Am mai fost și într-un magazin în ăsta, nu știu, de cartier sau habar n-am, nu cred că are vreun nume, și am luat și de acolo câteva chestioare, am luat și ceva din Zara, așa că vreau să vă arăt tot ce am luat. Și o să încep cu magazinul acela cu haine, pentru că nu sunt foarte multe chestii și vreau să scăpăm de ele, să zic așa. Acum nu știu dacă era un SH sau era un outlet, habar n-am. Ideea este că toate produsele din acel magazin erau 15 lei. În caz că sunteți din Brașov sau aveți drum prin Brașov, este în apropierea pizzeriei Pizza Hot din Brașov. Și am luat două chestii. Hai să vă arăt. De stat prin casă, zic eu. Avem aici o bluză. Scrie Beauty Woman. Habar n-am. Avem bluza asta albă cu dungi și acum că mă uit eu așa, este foarte, foarte transparentă, mi se pare mie. Dar mi-a plăcut la mâneci, care mâneci tip clopot, și m-am gândit că măcar pentru un clip, pentru asta prin casă, o să meargă. E drăguțic așa, nu vi-o mai probez pentru că oricum trebuie să le bag la spălat. Și mai am un lucru să vă arăt. O bluziță de la Subi, Ex, Subi, whatever. O bluză mov. Și are și un mesaj, zice: Have ever been so close to crying but your smile anymore? În fine, am văzut că e mov, am luat-o, e ca un fel de hanorac. Adică, bine, e o bluză hanorac, așa să zicem. New Kids. Este de la secțiunea pentru copii, pentru că sunt și eu un copil mai mare, să zic așa. Și acum că am terminat cu hainele, o să vă mai arăt un parfum pe care l-am luat de la Zara și apoi trecem la Miniso, pentru că știți că Miniso este unul dintre magazinele mele preferate, sau dacă nu știți, vă zic eu acum. Îmi cer scuze pentru zgomotele de fundal, trecem peste. Mi-am luat un parfum și de fapt nu mi l-am luat eu, ci mi l-a luat mama mea. A spus ea cadou de ziua mea de Sfântul Gheorghe, pentru că mă cheamă și Georgiana. Este vorba despre Hypnotic Vanilla Eau de Parfum de la Zara. Arată el așa. Vreau să vă spun că am stat ceva în Zara. Am mirosit, cred că, aproape toate parfumurile pe care le aveau acolo și ăsta a fost cam singurul care mi-a plăcut cel mai mult. A fost 50 de lei și are 30 de mililitri. Avea și varianta de 80 de mililitri care costa 119 lei, doar că mie nu-mi plac parfumurile în cantități foarte mari. Mai mult de 50 nu-mi iau niciodată pentru că mă plictisesc foarte repede de ele. Așa arată parfumul și, după cum îi spune și numele, este o vanilie care te hipnotizează. Să știți că am încercat și parfumul acela Zara Femme, care era unul dintre preferatele mele, care mi se părea că seamănă foarte mult cu cel de la Lancome, la Vie Belle, care știți că este preferatul meu, doar că nu mai este la fel, i-au schimbat formula, i-au schimbat și ambalajul și nu mai e deloc la fel. Ăsta seamănă cu ceva ce am mai avut de la ei, dar se numea altfel și miroase foarte bine, foarte vanilat, foarte, nu știu, pentru unele persoane s-ar putea să pară grețos. E un parfum gurman, să zic așa, dacă vă plac chestiile dulci, dacă le suportați și în sezonul cald, eu n-am nicio problemă, pot să mă dau din cap până în picioare, ador. Și acum hai să trecem la Miniso, de unde am o Detail Plus-a, nici măcar nu vrea să încapă în cadru. Am luat destul de multe chestii pentru că, din păcate, Miniso nu se găsește la mine în oraș și atunci când ajung într-un magazin, într-un mall care are și Miniso sau KJ Center,
profit de ocazie și mi-au mai multe chestii, pentru că știu că îmi fac așa, ca un fel de stoc. Și o să pun eu plusele pe masă ca să fie mai ușor să le iau după aia. Ok, să știți că am și bunul pentru tot ce am eu aici. Și hai să încep cu ceva ce numai Sabina putea să-și cumpere. Mi-am luat un pix din asta care are mai multe culori. Dacă sunteți născuți, da bine, și acum sunt destul de la modă, dar știu că atunci când eram eu în liceu sau în școală generală, erau foarte, foarte la modă aceste pixuri. Îmi plăceau foarte mult, aveam unul pe roz, dacă nu mă înșel, și când l-am văzut pe ăsta am zis că de dragul vremurilor să-mi iau unul, că na, eu mai scriu în agenda una alta. Apoi, pentru că știți că îmi plac chestii picante, am luat ceva foarte picant. Nu știu cum o să pot să mănânc, pentru că este hot spicy ramen noodles, spicy, spicy. E foarte spicy, arată el așa, dar nu știu, mi-a plăcut efectiv cum arăta și am zis că nu, trebuie să-l iau, indiferent cum e, odată în viață mi-au și eu așa ceva. Apoi, am luat acești crunchy fries pe care i-am mai avut cu Sichuan Spicy Flavor. Mi-au plăcut foarte mult de data trecută și am zis că trebuie să îi recumpăr și era să fac un mic atac de panică, că am crezut că nu am apăsat pe buton, dar am apăsat. Așa, apoi am luat chestioara asta care eu zic că este, seamănă cu ramune, dar nu cred că e chiar ramune sau, ba da, cred că ca un fel de ramune, nu știu, da, ramune, ramune mochi flavor. Arată el cam așa și abia aștept să îl consum. Mi-a plăcut data trecută acest ramune. Apoi am văzut chestioarele astea care sunt cu o trupă de K-pop, nu știu, cu 17, nu știu, Crunch Ball Cheddar Cheese. Dacă știți voi cine sunt acești băieți, cred că e ceva trupă. Nu știu, pentru mine mulți parcă nu pot să zic că seamănă, dar uite, ăsta seamănă cu ăsta și cu ăsta și nu, da, în capul meu mulți dintre ei seamănă între ei. Ok, apoi am mai luat aceste chestii pe care le-am mai tot văzut eu pe diverse site-uri astea produse asiatice, se numește Ice Blasters Super Sour Cool Candy și are 4 arome, să zic așa, cola, lime, orange și cherry. Arată cam așa, am luat una ieri cu cireșe, da, nu pot să zic că sunt preferatele mele, dar cred că sunt bune de avut acolo când ai impresia că te ia somnul, pentru că te răcoresc foarte bine. Apoi, am găsit chiar bețele astea cu geleuri pe care eu le ador și am luat două variante. Sunt 20 de bucăți într-una și am luat așa, două. Nu știu care sunt, cu ce... A, deci astea sunt cu măr, ananas, portocale, nu. Da, măr, ananas, portocală, căpșuni și lămâi, cred. Iar astea sunt cu struguri și piersici, căpșuni, nucă de cocos. Da, bă, că asta are 15 bucăți și asta are 20. Acum nu. Și mai era o variantă pe roz, dar am zis să nu o iau și pe aceea, pentru că am mai avut-o și am zis să mai schimb. Apoi am luat cutia asta, în care am și mâncat ieri, pentru că nu m-am putut abține. Deci așa, biscuiți cu aromă de brânză. Și îmi place că vin în pachetul ăsta individual. Și sunt 4 pachetele aici și să știți că sunt bune, chiar bune. Apoi, am văzut, din seria am văzut mov și am luat. Avem această mască cu un panda. Da, am văzut și panda, nici nu m-am interesat pentru ce e. Zice Cute Panda Series Facial Mask cu aloe vera. Așa arată ea. Am luat-o că nu se putea. Și am mai luat două chestii care arată așa. Se numesc
sour gum stick. Și una este cu watermelon, o scară de, cum zic, acrime. Da, cât de acru e un produs, acrișor mă refer. Asta este numărul 4. Oare pe asta scrie ceva cu cât? Da, uite, și ăsta tot 4. Da. Și am luat cu watermelon, cu pepene și cu măr verde. Vom vedea. Și am luat o chestie care, da, zic aici că e un jeleu sau ce, doamne, jeleu cu aromă de struguri. Da, arată el cam așa, probabil plin de panarame, că cu vitamina A, C, E, E, E. Da, ce să zic, l-am luat, vom vedea, vă țin la curent, o să vorbim despre el probabil în produse terminate, pentru că dacă mă urmăriți de ceva timp, ați văzut că am început să mai introduc și produse alimentare în clipul cu produse terminate, pentru că mă gândesc că în felul ăsta vă ajut să vă faceți o idee cu privire la un produs, pentru că eu vin direct cu recenzia. Bă, am luat produsul ăsta, mi-a plăcut, nu mi-a plăcut, ca să știți să cumpărați și voi, pentru că în hauluri, da, vin, vi le prezint, dar voi nu știți dacă mi-au plăcut sau nu. Și uite, acum dacă tot am ăsta așa, dar nu, că nu, n-am mâncat nimic de dimineață și nu vreau să îl iau pe stomacul gol, dar vă țin la curent în clipul cu produse terminate. Ok, ăsta a fost clipul, dacă v-a plăcut așteptați un mai mare like, un comentariu, să vă abonați, să apăsați pe clopoțel, pentru că este foarte important să fiți notificați atunci când postez. Iar pentru a vedea clipul, să ați o superbă, pa!